Salut! În videoclipul acesta discutăm despre Binance, care are noi probleme în Australia cu serviciile de plată. Voyager a anunțat câți bani o să returneze clienților, SEC a declarat încă o criptomonedă security și Polkadot face un mega parteneriat cu Uniswap. Era să uit, pe lângă asta am găsit și o poză foarte interesantă pe Twitter cu o comparație a tuturor DEX-urilor de pe Multiversic și vreau să vă prezint și vouă. Dar înainte să începem, dacă vrei să mă ajuți la creșterea acestui canal, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu pentru că mă ajută tare mult cu algoritmul YouTube. Bitcoin la 27.411 dolari, Ethereum la 1825, BNB la 314 și pare că toată piața cripto este într-o ușoară creștere. Indicele de teamă și lăcomie începe să crească încet încet, ieri era la 50 și astăzi se află la 51. Lichidările în ultimele 24 de ore au fost de 64 de milioane de dolari, în timp ce 51,05% pe longuri și 48,95% pe shorturi. Dacă ne uităm un pic pe grafic să vă spun ce valoare ar trebui să urmărim, trebuie să menționez că graficul este pus pe weekly, fiecare lumânare înseamnă o săptămână. Pe daily nu arată așa de bine și de asta nu vreau să ne uităm peste el. Putem observa că Bitcoin la 27.414, exact cum am spus și înainte, ne situăm peste EMA20 și peste EMA50. Asta ne indică că trendul este unul ascendent. Pe lângă asta, RSI-ul este la 56. Atâta timp cât RSI-ul este peste 50, ne indică că cumpărătorii sunt în putere. Încă un lucru care ne indică pozitivitatea este volumul, chiar dacă nu este foarte mare, este aproape la jumătate și este doar jumătatea zilei. În plus, și lumânarea este una verde, ceea ce ne indică la fel că cumpărătorii sunt în putere. Bun, și nu v-am spus la ce trebuie să fim atenți. Atâta timp cât prețul BTC nu scade sub această valoare de la 25.000 de dolari, unde se nimerește să fie și EMA, graficul este pozitiv. Atâta timp cât noi nu închidem săptămâna sub această valoare, nu ar trebui să ne îngrijorăm deoarece trendul este unul tot ascendent. În schimb, ar trebui să începem să ne îngrijorăm dacă se întâmplă cumva ca Bitcoin să închidă sub această valoare pe timeframe de o săptămână. Trecem și la știrile noastre. Binance Australia a informat utilizatorii că a suspendat serviciile în dolari australieni. Ei au transmis pe Twitter că depozitele PayID în dolari australieni au fost suspendate, iar retragerile prin transfer bancar vor fi de asemenea afectate din cauza unei decizii luate de furnizorul lor de servicii de plată. Voyager va returna 35% din fondurile clienților. Voyager a anunțat miercuri că își va încheia operațiunile și va returna aproximativ 35% din depozitele de criptomonede ale clienților. Clienții se pot aștepta să facă retrageri începând cu 1 iunie. Pe lângă asta, Voyager rămâne implicată într-un litigiu cu FTX, unde încearcă să recupereze 445 de milioane de dolari împrumutați înainte de falimentul propriu-zis al FTX. Recuperarea potențială pentru clienții Voyager depinde în mod semnificativ de soluționarea litigiului FTX, iar suma de recuperare preconizată crește la 63,74% dacă Voyager iese victorioasă, după cum se preconizează în documentele depuse în instanță. Pentru a simplifica rambursările, Voyager intenționează să ramburseze clienții cu aceeași criptomonedă pe care o dețineau în conturile lor. Cu toate acestea, în cazul depozitelor care implică criptomonede neacoperite și tokenul VGX proprietatea Voyager, clienții vor primi în schimb rambursarea în stablecoinul USDC. Vreau să vă prezint și un grafic unde putem vedea cât de mult a scăzut market share-ul BUSD-ului. Acesta a scăzut sub 10% pentru prima oară din iulie 2021, în timp ce TUSD a atins un nou all-time high de 24%. Acest lucru se întâmplă deoarece nu se mai pot emite monede noi BUSD. Eu momentan am bani împărțiți în BUSD, USDC, USDT și Euro, dar am început să mă gândesc să renunț la BUSD în favoarea TUSD-ului. SEC-ul din America a declarat că moneda Filecoin este securitate și a cerut Grayscale să retragă aplicația de Trust Registration. SEC a cerut Grayscale să-și retragă cererea de a face produsul său Filecoin Trust să devină o companie publică, a dezvăluit miercuri managerul de active. Grayscale a depus în mod voluntar un formular pentru a face din produsul său Filecoin Trust o companie publică, în baza căruia ar fi fost obligată să depună rapoarte trimestriale și anuale. SEC a cerut acum Grayscale să retragă această cerere. Grayscale a declarat într-un comunicat de presă că a primit o scrisoare în care se spune că FIL îndeplinește definiția unui titlu de valoare, adică este security. Prețul FIL a scăzut cu aproape 3%, dar în prezent pare că nu este foarte afectat dacă ne uităm la preț. Vedem pe ultima zi că a fluctuat puțin prețul, poate aici să fie acea scădere despre care se vorbește, dar în prezent prețul se menține destul de constant și are și o creștere de 2%. Acest lucru poate se întâmplă din cauza că au adăugat și o corecție în această știre
și anume că SEC dorește ca Grayscale să-și retragă formularul care a încercat să facă din File Contrast o companie publică, nu să retragă produsul în sine. E bine că nu este mai rău de atât, însă nu știu de ce America tot pune bețe în roate industriei cripto. Încet, încet o să se mute toate firmele în alte țări. În continuare, Uniswap se va lansa pe Polkadot prin Moonbeam Parachain. Decizia de a lansa Uniswap și pe Polkadot vine în urma unui vot de guvernare aproape în unanimitate realizat prin intermediul unei inițiative a blockchain din Michigan, organizație educațională care își propune să creeze viitorii lideri ai industriei blockchain. Cu toții știm cât de popular este Uniswap și acest lucru poate să-i ajute pe amândoi, pentru că amândoi au o comunitate destul de mare. Să ne uităm acum și la poza cu comparația între dexurile de pe Multiverse X. Acest tweet este făcut de Andrei MX. Andrei postează content de calitate și cu această ocazie, dacă nu îl urmăriți deja, vă recomand să o faceți. Avem 8 dexuri trecute pe această listă și în partea stângă avem mai multe caracteristici. Începem cu prima categorie și anume numărul de token listați. Aici câștigă OneDex cu 37 de token listați. Cu toate că este un DEX relativ nou, are atât de mulți token listați deoarece oricine își poate lista proiectul acolo, plătind doar o taxă de 1 sau 2 EGLD. Din punctul de vedere a lichidității, X-Exchange conduce cu 47 de milioane de dolari detașat. La taxe, cele mai mici taxe le avem pe Quantum X și pe DX25, care încă nu este lansat, este în perioada de testnet. La a patra coloană vedem ce proiecte au un token utilitar și acum trecem la caracteristici. Staking au toate dexurile. Yield Farming au aproape toate, cu excepția JXchange. Dual Yield Farming au doar X-Exchange, HSwap, OneDex și Quantum. Metabonding Feature, adică un fel de airdrop cum este pe X-Exchange, doar că trebuie să dai tu claim săptămânal, are X-Exchange, JXchange și Quantum X. Metastaking Future, adică să creezi un LP și apoi LP-ul acela să-l pui la staking să-și producă mai mulți tokeni, are doar X-Exchange și Quantum X. Dual Farms are doar OneDex și Quantum X. Peer-to-peer Trading are doar J-Exchange, adică să vinzi token, tu creezi o ofertă și un alt utilizator vine și ți-i cumpără. Cu toate că mai era un DEX care se numea SDT.market și acela are exact aceeași funcție de peer-to-peer trading. Stable Swap găsim pe Aswap, J-Exchange, OneDex și Quantum X, dar și DEX25. Limit Order este disponibil pe J-Exchange și pe OneDex și pe DEX25, urmează să se implementeze. Atunci când vedem această steluță, înseamnă că urmează să fie implementat. Margin și Derivat Trading o să avem doar pe DEX25, dar la fel urmează să fie implementat. Încă este în testnet proiectul acesta DEX25, încă nici măcar nu s-a lansat. Single-sided liquidity găsim pe Aswap și pe DEX25. Single-sided liquidity înseamnă să adaugi lichiditate doar un singur token, nu doi cum se face pe X-Exchange, trebuie să adaugi de exemplu EGLDMAX. Price range liquidity, adică setezi un preț pentru care să furnizezi lichiditate. De exemplu, îți setezi ca range-ul să fie între 1 și 2 de exemplu. Dacă prețul perechii de token pe care ai adăugat-o tu este între 1 și 2, o să furnizezi lichiditate. În schimb, dacă prețul este peste 2 sau sub 1, perechea ta de lichiditate o să fie inactivă. Flexible fee, adică șansa să îți setezi tu fiurile. De exemplu, pe DEX25 poți alegi dintre fiul 0.01, 0.02 până la 1.28. Dar, de exemplu, dacă tu alegi să furnizezi lichiditate și pui fiul 1.28 și dacă altcineva a furnizat cu un fi mai mic decât tine, perechea ta pe care tu ai adăugat-o nu o să fie folosită, deoarece mereu se alege cel mai mic fi selectat. Și nu în ultimul rând, aggregator, adică unde poți vedea ofertele de pe mai multe DEX-uri. Acestea care oferă această funcție este J-Exchange și Quantum X. O să las acest tweet și în descrierea videoclipului, Andrei a explicat mai bine fiecare atribut. Puteți să vă uitați peste și în funcție de nevoile pe care le aveți, puteți alege să folosiți un DEX sau altul. Acesta a fost videoclipul de astăzi, sper ca informațiile prezentate să vă fie de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și vă invit să mă urmăriți și pe Twitter, să vă alăturați și în grupul de Telegram. Vă mulțumesc încă o dată pentru fiecare like și fiecare comentariu. Ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.